Salutăm! Săptămâna asta, Țanțoș Barna a reiterat că săptămâna viitoare va prezenta coaliției un draft al textului de lege care vorbește despre eliminarea centralelor de apartament. El a anunțat anterior că montarea centralelor individuale de apartament nu va mai fi permisă în blocurile noi, începând cu luna ianuarie sau februarie cel târziu. El a zis, eu cred că schimbarea va fi lină și îngrijorările nu sunt fundamentate pentru că sunt foarte multe blocuri unde se folosesc aceste tehnologii de centrală la comun, la nivel de scară sau bloc. La centralele de bloc, poluarea este mult mai mică. Poluarea are loc la o înălțime mult mai mare, la zeci de metri, cu un tiraj forțat, iar dispersia este mult mai bună. La nivelul solului unde circulăm, nu va genera aceeași poluare și intrăm în rândul statelor civilizate unde lucrurile sunt organizate. În cazul unei case individuale, acolo se va merge în continuare pe centrale individuale, a spus ministrul mediului. Ce părere avem noi despre aceste lucruri, Valentin? Păi sunt două lucruri de spus aici. În primul rând, dacă ținem minte, la un moment dat ne era foarte, foarte frig. Nu ne pica, nu, frig ne e acum, dar nu ne pica foarte bine atunci când ministrul de o anumită factură începuse să se intereseze de ce face lumea în dormitor. Acum se pare că e ok să se intereseze lumea de ce face în dormitor, mai ales de câte plapumi îți pui sau dacă îți pui tricou sau nu, pentru că vor să controleze felul în care te încălzești. Problema a doua pe care nu o înțeleg deloc în ideea asta este aia cu poluarea. Că, domne, o să fie mai puțină poluare pentru că chestii. Păi ok, dar e multă poluare acum. Dacă luăm, să zicem, nu știu, cel mai centralizat, pardon, invers. Cel mai descentralizat oraș, da? În sensul că toate apartamentele sunt cu centrală de apartament. Nu știu, moare lumea pe acolo, se sufocă, cad pe stradă că nu pot să respire de la atâta poluare care e vorba aia, la nivelul străzii, la nivelul solului. Adică, nu știu, eu am trecut, vecinii mei de unde am crescut la parter au avut centrală cel puțin 10 ani cât am stat eu acolo înainte să plec de acasă. Nu m-a apucat niciodată amețeala trecând pe lângă apartamentul lor și de altfel nici pe ei. Deci toată chestia asta e doar acoperită așa, într-o poleială, cu o glazură de discuții că vai, vezi ce bine facem, ce bine ne descurcăm noi, salvăm planeta, bineînțeles, că asta dă bine întotdeauna. Dar de fapt noi ne băgăm în viața ta cu cât mai mult posibil. Mi s-a părut haios precizarea lui Barna, da, că Barna îl cheamă, că la case nu o să fie afectată. Pentru că așa ar fost puțin interesant să pui centrală de bloc la casă, în sensul că nu știu cum ai fi reușit performanța asta. Da, dar în orice caz, e doar o nouă avansare a agendei verzi pe care o face fără niciun fel de perdea și întorcându-ne portofelul în față, vezi, domne, vă creștem respirabilitatea aerului. E o chestie civilizată ca afară, e o țară ca afară. Da. Mi se pare că și spune el că e cu țările care sunt organizate și civilizate și cu o mână de fiecare. Da, exact la fel. Să fie o ordine și la noi. Să nu mai fie dezordinea asta balcanică, orientală, urât. Da. Nu le place oamenilor din zona aia. Costel, că părerea ta care este? Eu mă gândeam dacă și temperatura va deveni ca afară cu sistemul ăsta centralizat. O problemă ar fi una de drept, de încălcarea dreptului de proprietate. Decide dezvoltatorul ce preferă, nu decide ministrul. Asta dacă respectăm proprietatea privată, dacă avem un sistem de ăsta intervenționist, fascist, în care e suficient ca o chestie să pară dezirabilă ca să intervii, da. De exemplu, vorbim de asociem capitalismul cu economiile de scală. Spunem că e bine să avem economii de scală, că așa
scade prețul, de exemplu, crește calitatea, scade prețul. Și se vede în cazul hipermarketurilor, de exemplu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să interziști consignațiile sau trebuie să micii producători, micii distribuitori, chiar dacă admiți că e mai optimă economia de scală. La fel și aici, chiar dacă aș admite că sunt mai bune centrale, mai eficiente, tot nu aș obliga. Aș lăsa la decizia dezvoltatorului. Altă chestie e că deci nu, o chestie nu e suficient să fie dezirabilă ca să o faci obligatorie. Situația seamănă cu vaccinul, de exemplu. Chiar dacă admiți că vaccinul e bun, asta nu înseamnă că el trebuie să devină obligatoriu. Altă chestie ar fi și subiectivitatea preferințelor. Dacă economia este despre bifarea unor, despre satisfacerea unor preferințe, la fel. Deci miza nu e doar etică, ci și economică. Dacă dezvoltatorul preferă așa, trebuie lăsat așa. Și mai am o chestie, cred că a atins puțin valii vorbind de poluare. Libertarienii întotdeauna când analizează o politică publică, să zicem, își pun problema dacă e o agresiune. Cu tare o agresiune, încalcă dreptul de proprietate, seamănă cu violul, seamănă cu o crimă. Când vorbim de politicile astea verzi, fie că vorbim de încălzirea globală, fie că vorbim de aceste centrale ca afară, problema nu e pusă în termen de agresiune asupra unui individ. Problema e pusă tot așa, în termen de o chestie birocratică dezirabilă și prin care să avem o lume mai bună. Dar nu se pune problema că, uite, într-adevăr, acea poluare agresa un individ, așa cum o fabrică de ciment emite poluare care agresează un individ și trebuie să-l sancționăm. Nu, aici e o chestie, seamănă, ca să fac chiar paralela cu epidemia, seamănă cu salvatul de vieți. Salvatul de vieți e o chestie dezirabilă, prin urmare trebuie să facem XYZ să salvăm vieți. Încălzirea pământului e o chestie rea, prin urmare trebuie să facem XYZ pentru a combate schimbările climatice. Deci problema nu e pusă în termen de interacțiuni între indivizi și ne punem problema unei încălcări de drepturi sau unei agresiuni, ci e pusă în termenii unui obiectiv de politici publici. Am cu tare obiectiv și cum îl maximizăm. Și de aici vin toate aberațiile, gen să nu tragi apa de nu știu câte ori, să nu faci nu știu ce. Deci tot felul de chestii șocante care, da, poate le contribuie la acel obiectiv, da. Da, întrebarea e dacă în țările ca afară au venit întâi cu centralele de bloc sau cu moderatul trasului apei. Asta e partea a doua, știi, din care ministrul o să se intereseze și ce faci în baie, nu doar ce faci în dormitor. Da. Păi, ok, atunci o concluzie ar fi că putem să judecăm lucrurile astea tehnic și să zicem că pot fi mai eficiente. Asta e o chestie inginerească, nu putem să ne opunem. După aia poți să zici că ai o poluare care, în primul rând, trebuie dovedită că e de la centrale și aici e un amănunt mic în care poluarea la nivelul solului versus poluarea în sus, de parcă poluarea se ridică mereu înspre cer și atunci ai putea să zici același lucru și despre mașini, că alea chiar poluează la nivelul solului. Dar poziția noastră libertariană este că ai de-a face cu alegerile personale și după aia cine reclamă o agresiune prin poluare trebuie să o dovedească fără putință de tăgadă, să o zicem așa. Ok, mulțumesc. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un coment sau un share. Pentru Valentin Berceanu și Costel Stavarache, sunt Alexandru Chiriac și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.